întâmplat că noi am pierdut meci, cu tot respect, cam pe Buzău. Bravo lor, au castigat, așa trebuie să fim bărbați și să felicit cine a castigat. Din punctul meu de vedere, noi am pierdut meci. Am intrat bine la meci, chiar băieții au făcut ce s-a cerut, să avem răbdare, că ei veneau să joc pe eroarea noastră, noi știam asta. Am dat 1-0 și după aia, în momentul meciului, noi putem să dai la el 2-0. Din păcate n-am reușit să dai la 2-0 și noi nu putem să luăm acest gol înainte de pauză. Și jucătorii erau... Eu am spus la jucător, când ieri înainte, că înainte de pas, 2 minute înainte de pas, nu mai este joc. Noi eram 1-0 și meci era altceva. Am luat gol prea ușor, din lipsa de concentrare. Repriza a doua, am intrat chiar și bine, am început bine în repriza a doua. De păcat, încă o dată, noi dăm un gol. Noi luam gol prea ușor. Momentan luam gol prea ușor și noi să dăm un gol. Trebuie să muncim mult. Asta este, acum noi trebuie să analizăm cu băieți ce am făcut de bine și ce am făcut de rău. Important este că încă suntem în viața, eu sunt foarte încrezător. Acum noi trebuie să mergem cu hainele de muncă și noi de costum. Dacă mergem cu hainele de costum, nu avem nicio șansă. N-ai nicio șansă. Și eu nu vreau asta la echipa mea și eu nu sunt cu caracter de costum. Sunt un caracter de haine de muncitor. Și eu sunt supărat cu mine, cu băieți, pentru că noi, în momentele foarte importante de meciului, n-am știut să gestionez acest moment.